În ultimul episod despre Revoluția Americană, britanicii aproape că reușiseră să-i distrugă din punct de vedere militar pe americani, însă au comis o gravă eroare tactică. Trupele din New York, în loc să facă joncțiunea cu generalul Burgoyne, care venea din Quebec, pentru a secționa teritoriul american, pleacă spre Philadelphia. Chiar dacă britanicii acum controlau două orașe mari, forțele lor erau teribil de expuse, iar patrioții știau cum să exploateze situația. Sunt Imperator și azi vom vorbi despre celebra bătălie de la Saratoga și sper să fie și ultimul episod din această miniserie. Totul începe de la capturarea Philadelphiei de către generalul William Howe. În acest moment, amerindienii din armata lui Burgoyne dezertează, iar britanicii știau că fără ghizi situația devenea abisală și trebuiau să se grăbească spre o poziție defensivă solidă. Deci aveau două opțiuni, să se retragă la Ticonderoga sau să avanseze spre Albany. Burgoyne alege a doua variantă, iar între 13 și 15 septembrie 1777, armata britanică trece râul Hudson un pic mai la nord de Saratoga. Între timp, armata continentală din zonă era comandată de generalul major Horatio Gates și voluntari se tot adunau ca să îngroașe rândurile armatei. Generalul Washington, care avea comanda cea mare, era mai îngrijorat de mișcările lui Howe, dar tot trimite ajutor în nord sub comanda lui Benedict Arnold. De asemenea, ordonă ca 750 de oameni de lui Israel Putnam să-și abandoneze pozițiile doar pentru a mai adăuga oameni la confruntarea decisivă. Până în septembrie, armata continentală de nord era asamblată și mărșăluia spre nord. Poziții defensive sunt construite la sud de Saratoga sub atenta îndrumare a inginerului polonez Tadeusz Kosciuszko, iar înălțimea le dădea americanilor o mână superioară. Mai bine de atât, tabăra bloca singurul drum din zonă. Chiar dacă nu erau soldați de elită, americanii dețineau o poziție invidiată de orice armată. Pe 18 septembrie, britanicii ajung la doar 5 km de pozițiile americane și infanteria ușoară are parte de răfuieli frecvente cu iscoadele americane, în timp ce în tabăra patrioților, ofițerii nu se înțelegeau deloc și scandalul era literă de lege. Dar când au auzit americanii că veneau britanicii, planuri pentru bătălie au fost bătute în cuie. Flancul stâng avea să vină în comanda lui Arnold, în timp ce dreapta avea să fie comandată de Gates în persoană. Acel flanc stâng era crucial pentru victorie. La britanici, pe flancul lor drept se afla Simon Fraser, în centru James Hamilton, iar pe flancul stâng erau hesienii sub comanda baronului Riedesel. Benedict Arnold este trimis la înaintare pentru a-i hărțui pe britanicii din centru cu o forță mică de infanterie ușoară, lunetiști toți unul și unul, țintindu-i mai ales pe ofițerii tunicilor roșii. Totul era foarte bine pentru Arnold, însă atunci când forța lui Hamilton vine în față și prezintă muschetele pentru tragere, Gates vede că totul lua o întorsătură dezavantajoasă și își trimite, unii ar zice, cam vreo 50% din oameni în întâmpinarea lui Hamilton, dar ceilalți rămân în tabăra fortificată, nu o puteau lăsa nepăzită. Simon Fraser nu putea fi mai fericit, putea să încercuiască pe americani cu ușurință, dar nu totul era conform planului. Niște unități americane se reorganizează și înfruntă forța britanică superioară, dar prin această manevră salvatoare, americanii puteau doar să amâne inevitabilul. Flancul stâng american era împins grav de forța lui Fraser, iar hesienii avansau spre flancul drept american. Dacă nu erau opriți, avea să urmeze o dublă învăluire ca la carte. Gates trimite de urgență soldați pentru a stabiliza flancul stâng, dar nu putea face nimic pentru flancul drept, așa că mercenarii germani avansau fără probleme. Totuși un aliat nebănuit ajunge pentru americani. Seara, iar cele două armate se retrag ca să se odihnească. Britanicii aveau terenul într-adevăr, dar americanii aveau victorie de moral.
Numai că până a doua zi, Benedict Arnold strânge o grămadă de soldați extra ca să aibă superioritate numerică măcar. A doua zi, forța lui Fraser, mai puternică, iese pe câmp, dar ca să se înfrunte cu întreaga armată americană. Depășiți numeric și flancați, britanicii se retrag în spatele fortificațiilor rudimentare construite de ei, dar Benedict Arnold nu îi slăbea și dă un atac masiv cu toți soldații disponibili. Acele fortificații rudimentare erau două redute, însă acestea aveau o gravă hibă. Aveau un spațiu între ele și flancul le era neapărat. Cu suficienți oameni la dispoziție, Arnold trimite un detașament pe la stânga și altul pe poteca dintre cele două redute. Nici nu mai are rost să vă spun că britanicii erau încercuiți și rezultatul inevitabil. Redutele sunt capturate și foarte puține tunici roșii scapă din măcel. Arnold este împușcat în picior, dar Fraser este ucis la finalul zilei, iar Burgoyne, din tabăra britanică principală, vede că nu mai are sens să stea pe acolo și se retrage, dar nu înainte de a lăsa focuri aprinse în tabăra sa. Dar Gates află și se pune pe urmărit britanici și după ce îi înconjoară în apropiere, Burgoyne se predă. O astfel de rușine nu a avut armata britanică de multă vreme și această victorie în câmp deschis împotriva britanicilor era o aloe pentru rănile americane de până atunci. Dar patrioții nu scăpaseră de pericol, aveau nevoie de timp pentru regrupare, însă un corp de armată ține sub asediu un fort britanic de lângă Philadelphia, oferind britanicilor distragerea de care Washington avea nevoie pentru a-și duce armata în tabăra de iarnă de la Valley Forge. În urma succesului de la Saratoga, francezii în sfârșit vor să susțină cauza americană și Ben Franklin negociază alianța militară, plus că monarhia franceză este prima care să recunoască declarația de independență. Dar în 1779 și 1780, spaniolii și olandezii devin aliații Franței, forțându-i pe britanici să poarte practic un război împotriva lumii. Cu insulele din Caraibe, în special orașul Nassau, în pericol, britanicii retrag trupe din colonii ca să întărească insulele. Henry Clinton este nevoit, deci, să abandoneze Philadelphia și încearcă să se întoarcă la New York. Însă Washington este cu un pas înaintea lui și îl prinde la Monmouth Courthouse. Washington învinge, iar britanicii supraviețuitori se baricadează în New York. Războiul din nordul Statelor Unite era încă indecis, așa că lovitura finală avea să fie în sud. O campanie în sud era planul britanic de multă vreme. Ei mizau că mulți loialiști se aflau acolo, iar în sud se aflau foarte mulți imigranți recenți și mai ales mulți sclavi africani-americani care primiseră oferta libertății dacă fugeau la britanici. Tunicile roșii în decembrie 1778 capturează Savannah și controlează coasta Georgiei, deci aveau o bază solidă de acțiune. După bătălia de la Camden, britanicii controlau Georgia și o mare parte din Carolina de Sud. Britanicii nu mai au ce să facă, trebuiau să avanseze cu o forță slăbită și nici nu mai spun că trebuiau să lase garnizoane în forturile capturate. Armata lui Cornwallis mărșăluiește forțat spre Yorktown din Virginia, sperând să fie evacuați cu toții de flota britanică. Surpriză, acolo erau două flote, cea britanică și cea franceză, care se luptau de zor în bătălia de la Golful Chesapeake. Cu victoria francezilor, Cornwallis este prins în capcană și tot ce poate face este să se predea. Aceasta este celebra capitulare de la Yorktown din 1781, care a însemnat victoria militară definitivă a Statelor Unite, în ciuda faptului că britanicii mai aveau 26.000 de soldați care ocupau New York, Charleston și Savannah. Urmează tratatul de pace de la Paris din 1783, unde au participat Ben Franklin, John Jay și John Adams, bineînțeles. Francezii susțineau cauza americană, dar nu doreau să le dea zona la est de munții Apalaci. După lungi negocieri, s-a ajuns la un compromis.
Statele Unite obțin teritoriul la est de Mississippi, inclusiv Canada de Sud, iar Spania capturează Florida, însă Regatul Unit se transformă brusc din inamic în partener economic. Ce a urmat a fost consolidarea Statelor Unite, alegerea lui George Washington ca președinte și toată lumea crede că totul era lapte și miere. Se înșelau. Contribuția franceză în frunte cu marchizul de Lafayette nu a fost chiar pe gratis și Statele Unite au început să acumuleze datorii încă de la întemeiere. Unii ar spune că nici până în ziua de astăzi nu și-au plătit americanii datoriile francezilor de pe atunci. Dacă și le plăteau imediat, probabil că Franța nu ar mai fi trecut prin criza economică atât de rău și Revoluția franceză nu s-ar mai fi întâmplat, ceea ce înseamnă că mai puține capete ar fi căzut. Cert este că Statele Unite au fost primele care să fie fondate pe principii iluministe, inspirația pentru Revoluția franceză și catalizatorul lumii moderne în adevăratul sens al cuvântului. După cum știm, SUA a devenit apoi un titan al industriei, dar nu înainte să treacă printr-un sângeros război civil, să fie un aliat decisiv în câștigarea a două războaie mondiale și a reconstruirii Europei după acele conflicte dezastruoase. Din nefericire, în ziua de azi, America este șubrezită de conflicte interne, descompunere morală în multe locuri și goana după știrea de senzațional, o cultură a datoriilor financiare, universități oribil de scumpe, dar și speranța că toate se pot îndrepta. Miniseria despre Revoluția Americană a durat un pic mai mult decât mă așteptam, dar nu-i nimic, fiindcă data viitoare ne îmbarcăm pe temutele dracare ale neamului lui Ragnar Lothbrok, Ivar cel fără de oase, Rollo al Normandiei, fiindcă urmează seria Valhalla și Oțel despre temuții vikingi, fie că au fost ei norvegieni, suedezi, danezi, păgâni sau creștini. Dacă v-a plăcut acest documentar, nu ezitați să apăsați butonul de like, să distribuiți acest videoclip, să vă abonați la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multă lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!